Cel mai influent parlamentar al Mehedințiului în legislatura 2012-2016 a fost senatorul Marius Bălu. Membru în cele mai influente comisii din Parlamentul României, senatorul liberal a reușit să reprezinte interesele Mehedințiului în cele mai delicate situații. Am adus foarte multe amendamente de fiecare dată când s-a aprobat bugetul pe anul viitor, bugetul de stat al României. Îmi aduc aminte, de exemplu, un buget la sfârșitul anului 2014, când parcă acum mai la ALDE, numai ce venise ministrul Gerea. Nici n-a știut ce era RAN. RAN-ul nu avea prinsă filă de buget în bugetul pe 2015. A trebuit să fac un scandal monstru în comisiile reunite pentru ca să apară a doua zi ulterior câteva zeci de milioane pentru, oricum insuficiente, pentru RAN. Din vara acestui an, Marius Bălu a fost votat să preia președinția Comisiei Parlamentare care anchetează abuzurile. A fost o onoare pentru mine să primesc această funcție și am fost mândru și cumva mulțumit pentru că mi-am dat seama că toată această muncă despre care v-am făcut vorbirea anterior a fost apreciată de către colegii mei și astfel mi-au acordat și această demnitate, această onoare, această funcție de președinte de comisie. Orice președinte de comisie face parte din biroul permanent al Senatului, deci iată că cumva am ajuns și în conducerea Senatului în mai puțin de un mandat. Marius Bălu candidează acum pentru un nou mandat de parlamentar pe listele Partidului Național Liberal. El este primul pe lista propusă de PNL Mehedinți pentru Senat și se regăsește la poziția numărul 2 pe buletinul de vot.